libertate pentru sănătate! Libertate pentru sănătate! Libertate pentru sănătate! Justiția corectă! Justiția corectă! Oameni buni, ceea ce avem noi acum, vorbim despre o crimă. Instituțiile statului își omoară într-un alt fel cetățenii. Ceea ce îi se întâmplă, Sorine, este o crimă. Ceea ce am văzut la televizor este un atentat la viața unui om. Dacă i-am face unui câine pe stradă ceea ce i-au făcut ei pe stradă, am fi arestat și linșat. Sorina Pintea nu este vinovată. Nimeni nu i-a demonstrat vinovăția. Nimeni nu a putut să demonstreze că a luat mită. Nimeni să se dea acel minut de înregistrare. Să auzim ce a spus. De ce nu vrea judecătorul să asculte? Pentru că nu a spus nimic? Să iei omului medicamentele înseamnă să-l ucizi. N-am zis să nu o cerceteze. Nu am zis să nu o ancheteze. Nu am zis nici să nu o aresteze, dar să nu îi dai medicație, să o omori. De ce prima dată au dus-o la medicul curant? De ce a doua oară au dus-o la un alt medic? Adică te duc la dentist dacă te doare piciorul? Au dus-o intenționat ca pe un trofeu. Au arătat-o lumii ca pe un animal. Ceea ce văd eu aici și ceea ce eu cred că pentru ce sunt aici, nu este un protest, este un manifest, este exprimarea unei atitudini, a unei aprecieri a ceea ce se întâmplă astăzi în România. Nu pot să accept modalitatea în care organul de cercetare penală, probabil fără probe foarte, foarte clare, nu acceptă circumstanțe atenuante a nu se lua în considerare sănătatea unui om că a făcut ceva, domnule, să fie cercetat, dar există posibilitatea să se facă în anumite condiții. Unu. Al doilea lucru pentru care sunt aici este dorința de a manifesta o atitudine și o lipsă de respect față de întreg politicul care s-a instaurat în momentul de față în România. Consider că de acolo pornesc tot ce este mai rău în momentul de față. Și acesta este vârful de bici. Sorina! 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 Noi suntem aici ca să ne exprimăm indignarea pentru ceea ce se petrece. Deci nu vrem să ne pronunțăm asupra cazului în sine, dar noi dorim ca Sorina să aibă drepturile care îi se cuvin, având în vedere că este bolnavă și să fie lăsată să fie internată în spital și să-și facă tratamentul. Și cursul judecății va merge înainte și justiția va decide dacă este vinovată sau nu. Da? Mergem la București! 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 Libertate! Pentru sănătate! Libertate! Asta e România normală, asta e o România anormală. Haideți să înălțăm o rugăciune pentru doamna Sorina, să spunem un Tatăl nostru pentru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Sunt foarte revoltată de modul în care este tratată Sorina Pintea.
Și aici nu vreau să fac referire la dacă este vinovată sau nu este vinovată, ci de modul în care este umilită. Cum se pare că sunteți foarte puțin din colegi de partid? Deci nu vreau să politizăm chestia aceasta. Eu am venit aici acum ca și om, nu regimentat politic. Am venit pentru omul Sorina Pintea. N-ar fi trebuit să vină și membrii marcanți ai partidului din care făcea parte și Sorina? Fiecare participă acolo unde dorește, nu este nimic obligatoriu. Eu așa am simțit astăzi să fiu aici. Și vă mărturisesc că imaginile care au fost difuzate pe televiziuni în urmă cu două zile, în urmă cu o zi, m-au marcat și nu este voie nimănui să-i se întâmple așa ceva, să se facă justiție, să se facă dreptate, să se afle adevărul, dar nu așa, umilind un om. Am venit să protestez împotriva abuzurilor care au fost făcute împotriva Sorinei Pintea și pentru dreptul ei la sănătate și la o medicație corespunzătoare stării ei de boală. Puțini membri PSD. Nu s-au organizat membri PSD. Noi am venit fiecare că așa am simțit să venim. Că nu, din foștii colegi. Adică... Și eu sunt colegi. Ne venim din prietenie. Prietenie venim mai mult aici, nu din deci, nu colegialitate. Aici vorbim de omenie, nu de colegialitate și alte chestii. V-ați fi așteptat să fie mai mulți colegi din conducerea partidului aici? Nici nu m-am așteptat să fie mai mulți, nici mai puțin. Știu că toți colegii sunt alături de Sorina și nu asta. Dacă n-au venit, înseamnă că n-au putut, nu că n-au vrut să vină sau din alte motive. Este colega noastră de partid în continuare, face parte din organizația Baia Mare. Nu a dat-o nimeni afară? Nu a fost expus. Propunerea a venit de aici, de suspendare. Nu e adevărat. Deci nu a fost suspendată. Noi facem parte din biroul executiv Baia Mare. Baia Mare poate să o suspende, nu altcineva. Stați un pic, nu vorbim prostii aici. Spuneți-mi, de ce ați venit aici? Am venit să susțin un om care trebuie tratat ca un om, nu altceva. Atât. Și să terminăm cu execuțiile astea și să stăm sub aceeași cizmă imperială care și în 28 februarie, acum 235 de ani, ne-au omorit conducătorii și oamenii noștri de neam, Păhorea, Cloșca și Crișan. Eu smoț și de-aia vin aici. Am curat să ies în față, cu piciorul rupt. Care-i problema? Stăm să ne închinăm tot, să pupăm toate cizmele imperiale care ne apasă pe cap. Este dureros, durerea poate când poate fi exprimată în cuvinte, lucruri care cred și nu-mi vine să cred că mi-au fost dat să le văd. Eu aș face acum un apel ministrului de interne să termine cu astfel de practici, pentru că acei subalterne dumnealui n-au dat dovadă decât de multă, multă mârlănie, lipsă de omenie și niciun gram de empatie cu omul bolnav. Revolta noastră este maximă. Dacă s-a luat la fiecare, uitați-vă la fețele tuturor celor prezenți. Toți exprimă durere, întristare și supărare. Oare până când vom permite ca astfel de practici staliniste să continue? Eu cred că e cazul să punem capăt. Bună ziua! Am venit la această manifestație pentru doamna Sorina Pintea și în general pentru felul cum se comportă justiția. Nu mi se pare normal să omilești un om în halul acesta, un om bolnav, dacă a greșit, va plăti. Eu n-am venit să zic că a greșit sau nu a greșit, dar dacă a greșit, va plăti. Este acuzată pentru o sumă derizorie. Dacă o luăm așa, președintele României are cam 300 și ceva de mii de euro de dat la stat, bani furați, case furate. Și de această femeie bolnavă care totuși a făcut multe pentru județul nostru, pentru țară, cât a fost ministru, o luăm, o omorâm cu zile pentru o sumă derizorie, care nu știm dacă există sau nu există acest flagrant, cum s-a făcut, ce s-a făcut, asta e problema justiției, dar sunt cu totul supărat pentru faptul cum este tratat acest om, pentru că este un om și nu este posibil să iei viața unui om bolnav și să-l socotești un pericol public. Dacă Sorina Pintea e pericol public, atunci violatorii, criminalii, ce sunt? Și aia sunt lăsați în libertate sau sunt în arest la domiciliu, pe când o mână de femeie care a făcut multe lucruri bune
este închisă, este bolnavă și se știe acest lucru de câte o țară întreagă, chiar dânsa a spus că are o boală foarte gravă și este tratată inuman, inuman. Dacă un câine pe drum este lovit de o persoană, imediat sar 20 de oameni și anunță protecția animalelor și se iau măsuri. Acea polițistă, milițiancă, nu mi se pare normal cum a tratat-o. Sorina Pintea cred că putea să-i fie mamă și nu se comportă așa cu un om bolnav. Vă mulțumesc și eu îi doresc multă, multă sănătate Sorinei Pintea, să-i ajute Dumnezeu să treacă cu bine peste tot. Am văzut la televizor că există un protest de solidaritate pentru doamna Sorina Pintea și am simțit să vin aici și am venit. Și am dorit să-i... I-am dat fiului Dumnezeu în mărțișor. Încerc să-i fac, să-i smulg un zâmbet cu acel mărțișor. Sorina s-o eliberează, că cred că nu-i vinovată. După câte am văzut la televizor, îi a fost pus exact ca să o poată condamna. Eu fost rezolvată din altă parte. Asta. Ce-i doriți? Dorim eliberarea ei. Că nu mi se pare normal ca o doamnă care a făcut foarte mult pentru Baia Mare și pentru România în domeniul medicinii să fie acuzată pe nedrept și să fie tratată mai rău decât un animal și un câine. Dacă îl iei, îl duci în brațe la adăpostul de câini și a fost tratată inuman. Nu mi se pare ca o doamnă care nu a făcut niciun rău și nu este o criminală și nu este o femeie care a făcut rău cuiva să fie dusă în cătușe și să fie arestată pentru ce? Pentru că a făcut un bine. Dacă era, trebuia să, dacă este, prezumția de nevinovăție trebuie să fie pentru toată lumea. Trebuia la fel de bine să fie în arest la domiciliu sau în control judiciar și pe urmă, după în timpul judecării, cu atât mai mult cu cât este bolnavă. Este inuman ce se face, inuman. Și justiția, după părerea mea, ar trebui să-și revizuiască legile și să-și revizuiască tot ceea ce presupune arestarea și tratarea unor oameni care nu sunt în mod egal vinovați. Asta este ceea ce nu pot să fiu de acord. Sorina! 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 Sorina!